o pasăre de țărm înrudită cu piciorongul, din același ordin, aceeași familie. Este albă cu negru, o eleganță rafinată, cu ciocul răsucit în sus, neobișnuit, pentru că marea majoritate a păsărilor care au ciocul curbat, l-au curbat în jos, acesta l-are în sus. Este folosit pentru a scurma prin măl în apa mică, în poziție întredeschisă. Face cu ciocul un fel de cercetare, ca o cosire în stânga-dreapta. Capturând în acest mod viermișori, răcușori, larve acvatice și insecte. Interesant este și culoarea picioarelor sale, care este de culoarea cerului, o culoare rar întâlnită în lumea păsărilor de la noi. Îi place zona sărăturată, ape salmastre. Aproape în 75% din cazurile unde cuibărește piciorongul este și avosetă. Același habitat de cuibărire, insule joase, cuibărit jos la nivelul solului. Cuibul este foarte rudimentar construit din câteva fire de iarbă și scoici, iar cele patru ouășoare au culoarea terenului cu care se contopesc foarte bine. Manifestă aceeași agresivitate față de intruși. Păsările, dacă intră cineva în zona lor de cuibărit, îl atacă, se prefac rănite ca să distragă atenția și să-și apere puii. Este un paznic de nădejde în jurul coloniei și scoate niște strigăte, un fel de lip, 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 care alarmează toate speciile din zonă. Ciucântorțul este o specie protejată atât de legislația națională cât și de o serie de convenții internaționale. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.